Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la un nou documentar! Capitolul pierdut din Biblia veche de 2000 de ani a dezvăluit un mister șocant. Cartea lui Enoch, care a fost descrisă ca interzisă din Biblie, pentru că dezvăluie adevăruri profunde despre misterele creației. Este una dintre puținele lucrări istorice care stârnește la fel de multă curiozitate. Cartea este plină de îngeri căzuți, senzuali, giganți, violenți, cosmologie ciudată și revelații care schimbă lumea. Cartea lui Enoch din Vechiul Testament este o relatare apocrifă a evenimentelor care au avut loc cu 100 de ani înainte de nașterea și slujirea lui Isus. Majoritatea confesiunilor creștine nu cred că această carte a fost inspirată de Dumnezeu. Manuscrisul original a dispărut la sfârșitul secolului al IV-lea. În 1773 a fost descoperit în Abisinia, Etiopiei. Cartea lui Enoch este inclusă doar în scripturile sectei creștine etiopiene. Astăzi demonstrăm revelațiile șocante din cartea lui Enoch pe care Biblia le-a interzis. Cine este Enoch mai exact? Conform Bibliei, Enoch a fost strănepotul lui Adam și străbunicul lui Noe. El a trăit o viață sfântă și devotată Domnului. În plus, el devine tatăl lui Matusalem, persoana care a trăit cel mai mult. De-a lungul celor peste trei secole petrecute pe pământ, el a avut numeroși copii. Doar Enoch și Ilie, două personaje biblice, par a fi duși direct în cer fără să moară. După 365 de ani pe pământ, Dumnezeu îl ia. Cuvântul ia pare să însemne dus sau smuls. Enoch a fost cruțat de moarte pentru că Dumnezeu l-a iubit mult. Enoch este în centrul multor tradiții evreie și creștine. Evanghelia după Luca, scrisoarea către evrei și scrisoarea către Iuda se referă toate la Enoch. El este considerat un sfânt în Biserica Catolică, Ortodoxia Răsăriteană și Ortodoxia Orientală. Una dintre judecățile lui Dumnezeu asupra umanității a fost rostită în predica lui Enoch, un predicator binecunoscut. Lucrarea lui a servit ca model pentru cea a lui Noe, ca predicator drept și ziditor al chivotului. A fost uimitor pentru un om să se ridice și să judece vecinii, având în vedere nivelul de imoralitate și idolatrie din lume. Trebuie să apelăm la cărțile apocrife pe care le-a scris Enoch pentru a afla mai multe despre fundalul figurii mitice și despre experiențele supranaturale. Manuscrisele de la Marea Moartă arată că lângă vechea așezare Qumran, care se află pe coasta de nord-vest a Mării Moarte și este acum cunoscută sub numele de Cisjordania, unii băieți beduini își îngrijau caprele și oile la sfârșitul anului 1946 sau la începutul anului 1947. Când unul dintre tinerii ciobani a aruncat cu o piatră într-o peșteră, a auzit un zgomot care l-a surprins. El și tovarășii săi au intrat mai târziu în peșteră, unde au găsit 7 borcane mari de lut cu suluri de piele și papirus înăuntru. Un dealer de antichități a cumpărat sulurile, care au ajuns în mâinile mai multor savanți, ce credeau că textele au mai bine de 2000 de ani. Descoperirea a fost făcută cunoscută arheologilor beduini și vânătorilor de comori. În 10 caverne adiacente au fost descoperite 10.000 de fragmente de suluri suplimentare. Între 800 și 900 de texte sunt în total. Era cartea lui Enoch, alcătuită din 5 cărți. Cu un total de 100 de capitole, Cartea Veghetorilor, Cartea Pildelor, Cartea Astronomică, Viziunile Visurilor și Epistolele lui Enoch. Cartea lui Enoch este o colecție de numeroase lucrări monumentale. Temele majore despre recompense, pedepse, sfârșitul lumii și judecata finală sunt prezentate de Enoch.
Prima carte este în mare parte despre îngeri, arborele vieții, Ierusalim și univers. Are 36 de capitole. Cartea Observatorului spune povestea îngerilor căzuți din Geneză. Cei căzuți sunt numiți nefilim, iar dimensiunea lor este comparabilă cu cea a unui gigant. Există numeroase interpretări ale conexiunii care există între nefilim și fiii lui Dumnezeu. Nefilimii sunt urmașii îngerilor căzuți după unii, iar fiii lui Dumnezeu sunt urmașii lor. Acest punct de vedere, care poate fi încă găsit în sursele evreiești non-canonice, cum ar fi prima carte a lui Enoch, este încă acceptat pe scară largă. Nefilimii sunt de asemenea descriși ca giganți în prima carte a lui Enoch, care pare potrivită pentru ființe de dimensiuni mari. În timp ce unii au susținut că este problematic din punct de vedere teologic să sugerăm că îngerii sau demonii s-ar putea reproduce fizic cu oamenii, se crede că aparentul gigantism al nefilimilor se datorează originii lor supranaturale. Conform unei interpretări non-supranaturale, nefilimi au fost doar bărbați care s-au abătut de la sfințenie. Nefilimii au fost membri ai familiei lui Adam, care l-au respins pe Dumnezeu, conform unor teologi, iar fiii lui Dumnezeu sunt descendenții lui Set, care a fost fiul neprihănit al lui Adam. Acest punct de vedere, care este denumit viziunea scitică, a fost susținut de mulți teologi evrei, pe lângă Sfântul Augustin și alți părinți ai bisericii. Ideea că fiicele omenirii erau femeile nelegiuite ale lui Cain a fost adesea adăugată perspectivei scitice, linia de sânge a fiului rău al lui Adam. Deși nefilimii au fost indiscutabil mari luptători, statura lor enormă, literal sau metaforic, poate fi înțeleasă în termenii nefilimi ca muritori obișnuiți. A doua jumătate a cărții lui Enoch se intitulează Parabolele Simplității și este un roman apocaliptic despre fiul omului și străvechiul de zile. Biblia și aceste profeții antice despre Isus sunt în total de acord și se aseamănă izbitor cu Cartea Revelației. Stelele și rolurile lor sunt explicate în detaliu în Cartea de Astronomie. Viziunile de vis sunt o profeție care acoperă toată istoria omenirii de la început până la sfârșit și judecata finală. Previziunile pentru viitor, prezent și trecut sunt toate făcute cu mare grijă. Cartea lui Daniel și profeția săptămânilor sunt similare ca structură. Secțiunea finală ne oferă un exemplu de urmat. Enoch vorbește despre lecțiile pe care le-a învățat în viață și despre înțelepciunea pe care a câștigat-o, precum și despre faptul că suntem cu toții sub controlul lui Dumnezeu. Nu în ultimul rând, relatarea necunoscută despre Noe din Biblie este ultima bucată din bucățile lui Noe. În această relatare aflăm mai multe despre intenția lui Noe de a păstra umanitatea în ansamblu și suferințele tatălui său Lameh și ale bunicului Metusala. În ciuda individualităților, fiecare compoziție împărtășește o temă comună: binecuvântarea celor buni și pedepsirea celor răi. Tainele cărții lui Enoch. Numeroase referințe din cartea lui Enoch sunt în conflict cu Biblia. Noe este menționat în versetele 1 până la 3 din Enoch, capitolul 10, în ciuda faptului că Biblia învață că Enoch a fost dus la cer cu ani înainte de nașterea lui Noe. Textul spune că cel prea sfânt și mare a vorbit atunci cu fiul lui Lameh în fața lui Uriel. Lameh a îndemnat: în numele meu, du-te la Noe și spune-i despre potop și spune-i despre vremea când întregul pământ se va prăbuși. Totul de pe pământ va fi distrus atunci când va lovi un potop. Biblia nu spune niciodată că Enoch s-a întors pe pământ după ce a fost dus la cer. Prin urmare, dacă ar fi scris cartea lui Enoch, cum ar fi putut să știe despre Noe și despre potop?
conform versetelor 8 până la 9 din cartea lui Enoch, Dumnezeu atribuie toată întinarea pământului unui demon numit Azazel. El spune că acțiunile pe care Azazel l-a învățat să le facă au poluat întreaga planetă. Biblia nu menționează alți demoni în afară de Lucifer, care este denumit în mod obișnuit Satana sau Diavolul. Acest lucru nu înseamnă că nu există demoni suplimentari. Pur și simplu, din moment ce el este cel care a creat păcatul, Satana este în cele din urmă tras la răspundere pentru problemele din lumea noastră. Iisus a declarat în versetul 8 din Ioan, capitolul 3, că cel ce face păcat este de la diavol. De la început, diavolul a păcătuit. Manifestarea Fiului Dumnezeu a fost făcută cu intenția de a distruge lucrările diavolului în acest scop. În plus, rândurile 5-6 din capitolul 13 din cartea lui Enoch sugerează că îngerii căzuți și-au cerut scuze sincer pentru păcatele lor. Contrar credinței populare, Satana și îngerii lui vor muri în foc în iad, conform Bibliei. Matei spune: atunci el va zice celor din stânga lui: depărtați-vă de la mine, cei blestemați, în focul veșnic pregătit pentru diavol și îngerii lui. Pentru că tuturor celor care se pocăiesc de crimele lor, li se promite o scăpare din focul iadului, faptul că diavolul și îngerii lui au fost condamnați la iad demonstrează reticența lor de a se pocăi. Domnul are răbdare cu noi și nu poate permite nimănui să piară, dar toată lumea ar trebui să simtă remușcări. Unii oameni cred că Domnul este lent în a-și ține promisiunile. Cartea nu spune doar că demonii își cer scuze, dar mai spune că după prima lor răzvrătire, demonii nu au putut să comunice cu Dumnezeu, declarând că nu puteau nici să vadă raiul și nici să vorbească cu Dumnezeu. Pe de altă parte, în primul capitol din Iov, Satana a putut să-i vorbească direct lui Dumnezeu din ceruri despre slujbă și fidelitatea lui. Cartea lui Enoch descrie de asemenea raiul într-un mod diferit, înfățișând pe Dumnezeu în cer într-un mod care nu este în Biblie. În versetul 21 al Revelației se spune că pământul orașului cerului este făcut din aur. Pentru că era făcută din sticlă transparentă, se spunea că strada orașului este aur curat. Structura lui a fost făcută din cristal, așa cum se spune în versetul 10 din capitolul 14 din cartea lui Enoch. Aceasta este doar una dintre multele inconsecvențe dintre modul în care Biblia descrie cerul și cartea lui Enoch. Capitolele 14, versetele 9 până la 25 din cartea lui Enoch conțin multe altele. Numeroase contradicții astronomice și meteorologice din cartea lui Enoch sunt în conflict nu numai cu Biblia, ci și cu descoperirile științifice actuale. De exemplu, versetele 1 până la 4 din cartea lui Enoch indică faptul că Enoch a cartografiat și numerotat toate stelele cerului. Cu toate acestea, conform versetului 22 din Ieremia 33, este imposibil din punct de vedere fizic să numărăm stelele din cauza numărului lor mare. Pe lângă milioane și milioane de galaxii suplimentare, astronomii sunt de părere că numai Calea Lactee conține aproximativ 100 de milioane de stele. În plus, vântul, zăpada, grindina și luna provin toate dintr-un recipient de lemn din cer în capitolul 41 din Enoch. Acest lucru este nebiblic, ilogic și absurd. În acest moment poate începeți să înțelegeți de ce cartea lui Enoch nu a fost inclusă în Biblie. S-a spus că este atât de inspiratoare, dar și emoționantă. Ea servește ca model pentru tot ceea ce s-a întâmplat în trecut, prezent și viitor, de la Geneză până la Iisus Hristos, Fiul omului și ziua secretă a judecății. Cea mai importantă întrebare este de ce volumul lui Enoch nu include întreaga Biblie într-un singur volum. Deci cartea nu a fost inspirată de Dumnezeu.
În cartea apocrifă a lui Baruch, textul a fost menționat în numeroase manuscrise bisericești timpurii. Este în mod constant împotriva Bibliei. Acest lucru sugerează că autorul nu este cine pretinde a fi, ceea ce are sens, având în vedere că Biblia spune că Enoch a fost dus la cer înaintea lui Noe și că această carte conține referiri la Noe. Drept urmare, este mult mai probabil ca această carte a lui Enoch să fi fost scrisă mai târziu de o altă persoană care a pretins în mod fals că este primul ei autor. Creștinii care doresc să învețe despre învățăturile Evangheliei vor găsi puțin folos în cartea lui Enoch. Totuși, Iuda poate să fi citat-o pentru că era binecunoscută la acea vreme, iar partea pe care a citat-o conținea informații încurajatoare care i-au susținut argumentul pentru Evanghelie. Deoarece cartea lui Enoch a fost scrisă după Hristos, cineva încerca să afle ce a spus Enoch despre filozofia și învățăturile sale. Deoarece istoria orală nu este de încredere, ea nu include pe Matusalem. Se crede că această carte a lui Enoch a fost pierdută printre celelalte cărți ale Bibliei. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!